găsit, dragi telespectatori, o nouă întâlnire de grad zero, zic eu așa, alături de profesorul Andrei Marga. Bună ziua, domnule profesor! Bună ziua! Uh, problemă grea pe care ne-o propuneți și de data aceasta, modificarea legilor justiției, și eu n-am cum să încep această ediție cu permisiunea dumneavoastră, fără a vă întreba o părere sau, mă rog, un comentariu mai precis. Uh, în ultima perioadă dacă am avut până acum câteva luni de zile, luni bune, tematizarea Laura Codruța și acum avem Augustin Lazar, procurorul încă general, sau încă procurorul general al României câteva zile, pentru că i se termină mandatul. Am văzut și ați văzut și dumneavoastră, în mod sigur, acele, acele mărturii cumplite ale unor foști deținuți politici de la Iud. Știm foarte bine, amândoi suntem ardeleni, știm ce înseamnă Aiudul în toată istoria sa, penitenciarul de acolo. Hei, și colac peste pupăză, uh, vin acești uh, săraci oameni care au avut de suferit cumplit la Aiud. Sunt uh, cu mărturiile lor, cu tremurătoare, care sunt legate ombilical de toată activitatea acestui procuror general care pe vremuri ceea ce a subliniat de mai multe ori, nu știu de ce la 29 de ani a fost procuror uh, și era foarte dedicat activității de la penitenciarul Aiud, la adică el era cu liberarea condiționată necondiționată după toate acestea în loc să facă un pas lateral înapoi sau, mă rog, să plece Costa Rica, sau mai sunt și alte destinații deja cunoscute. Este premiat, domnule profesor, de asta am făcut acest intro atât de voluminos. Societatea Timișoara, care a fost un simbol imediat după Revoluție, punctul 8, știți foarte bine. Grupul de dialog social, știm foarte bine emanațiile din acest grup, premiază pe procurorul general al României cu acest background ar fi cunoscut. Aveți un comentariu? Sau rămânem doar cu... Am un comentariu foarte extins, dar nu vreau să vă ilocop acum timpul. Nu, însă, dar n-aveam timp pentru că m-am uitat pe însă, legile justiției O să re, revenim, o să vă propun eu Chiar să vă acceptați rău. o discuție pe o întrebare simplă. Cine duce România înainte la această oră? Pentru că e această iluzie a unor... ONG-uri ca cele pe care le-ați amintit, că ele duc înainte. Nu duc înainte, duc înapoi România. Dar o să revin Dar cu... chiar societatea Timișoara uh, să ducă acum, înapoi? Uh, ce se întâmplă? S-au schimbat oamenii acestor ONG-uri, sau societăți, cum vreți să le numiți. Doi, uh, s-au uh, schimbat uh, tematicile în societate. Nu mai, nu poți, uh, vorba lui Einstein, nu poți cu aceeași soluție să rezolvi toate problemele de pe, de pe, lume. Trebuie să schimbi din când în când soluția. Dar o să revenim uh, la această întrebare. Dar însă, în ansa, acesta însă, da, însă, însă în, însă, în, în, în uh, chestiunea concretă. Acum, este un, un film despre închisorile din Turcia, care e celebru. cred că a fost acum vreo 15-20 de ani realizat, care și acum e un, nu erau închisori mai înfiorătoare, cel puțin în spațiul lumii euroatlantice decât cele din Turcia. Dar trebuie să spunem acum, cu toată jena, ca români, ca cetățeni români, să o spunem că închisorile din România nu erau sub acel nivel, ca și cruzime, ca și efort de a distruge viața umană. Jilava. Ajut gherla, gherla, și cu albă. siguranță. Sigur, noi le-am vizitat, har domnul, le-am vizitat după aceea, însă îți dai seama rapid, îți dai seama de relatările oamenilor. Eu, fiind președinte la Țărăniști, am avut discuții foarte multe cu mulți, sigur. Prins o Evocările lor sunt ele sunt adevărate, să nu ne mai tot jucăm cu... Mulți, unii se, jurnaliste joacă cu această treabă. Nu, acolo au fost... Uh, au fost torționari, au fost oameni care au chinuit alți oameni, au chinuit din, chiar dincolo de prevederile formale. În mod direct și în mod indirect i-au chinuit. de prevederile formale ale legii. Deci era, cum să spun, era un entuziasm al chinuirii omului. Ceea Te ce, poți prevala ce de legea comunistă, cum zic unii și alții uh, acum. Uh, Bun. Aici nu se poate prevala nici procurorul Lazar de atunci, nici de acum, dar ar trebui să prevaleze. E clar că uh, s-a încălcat legea cu ZEL, și, pe de altă parte, încă o dată, s-a spus și la Nuremberg, atenție, e o decizie juridică, e nu-i glumă. Și dacă erai sub imperiul unei reguli, tu răspunzi, pentru că aveai și alternativa. Unul aplic și plec. Ori nu era cazul, n-a fost cazul cu acest laser și se vede bine despre ce vorba. Deci, simplu spus, e clar că s-au petrecut în închisori fenomene pe care regimul le-a încurajat, dar. Ele sunt chiar dincolo de, de, de regim. Am făcut și. Acest... și dar nu, nu, nu e nicio problemă. Și, uh, sigur, nu sunt doar aspecte etice în joc, aspecte morale, sunt aspecte juridice în joc. Asta nu Lazar nu înțelege că aici sunt aspecte juridice în joc. El a trecut dincolo de limita legii chiar de atunci, doi, Avea libertatea. Și el chiar în termenii în regimului de atunci. Da, Am să nu ating da, tema bond. aceasta, Acum, când a, îl văd cu atâta nonșalanță pe acest... Da, Acum aici o să discutăm, spuneam, de, uh, în legătură cu această întrebare. Cine duce în România înainte? Pentru că vedeți bine, unii pretind că ei duc în România înainte, adică ei asigură democrație, libertăți, etc. Numai ei, nici vorbă s-a schimbat registrul. Alte organizații, alte partide decât cele pe care și noi poate le-am criticat uneori după 89, duc înainte România. Și să discutăm problema cu, în extensul ca să nu o comprimăm aici prea mult. Astăzi rămânem atunci. Scuzați-mă că am făcut Nu, acest nu, putem, intro, putem dar, nu, nu, ea ține de, uh, vă spun acum, ține, că... ține de justiție. Acum, dacă tot în discuție, dacă -a să fac încă o remarcă. M-a bulversat total. Încă o remarcă. Acum, noi va trebui într-o bună zi și nu vă ascund că și eu, ca rector 19 ani la această instituție, Babeș Boe, mulți mă solicită și trebuie să dau răspuns și voi da răspunsul, am răspunsul, la ce, ce? ce s-a întâmplat că toți semnatarii protocolelor secrete de cooperare, securitate, judecători, e, procurori și apoi unele universități, ce s-a întâmplat că toți sunt de la Babeș Boe ce s-a întâmplat, că patronilor, deci cei care îi susțin de sus și acum, vin toți de la babeș Trebuie încet, încet să clarificăm acest lucru. Pentru că babeș este o universitate foarte mare și bine -aplichiată. Deci aici, pe parcursul istoriei, pentru că vor e vorba de, istoria de până în 89, aici e problema, s-au întâmplat niște lucruri care trebuie până la urmă scoase în relief și spuse foarte clar. De repet, deocamdată consemnăm acest fapt. Toți semnatarii sunt de la Babesboi și patronilor lor așiși de Deci aici B. suntem în situația dată. Princă că m-ați întrebat și de la Căveși. Din nefericire, tot Clujul trebuie să-i să asume pentru că aici au făcut studiile. Păi dacă mergem mai departe pe linia aceasta, domnule ministru, mai avem până da, la, da, dar până aici, la da. președinți, ca să nu zic Pire, șef de pe, stat. Pe, pe mine mă întreabă multă lume și din, din țară ce s-a întâmplat pentru că ei au observat că e un mănânc de inși Că e unul, nu e nicio problemă. Că e un accident cu doi, nu e nicio problemă. Ori aici se vede bine, încă o dată. E vorba de faptul că semnatarii sunt toți de aici. Asta e problema. Modificarea legilor justiției, nu știu până când vom discuta această problemă. O discutăm până. O Discutăm până când, până, până când unele partide și unele ONG-uri și unii cetățeni. Și unii europarlamentari, și unii europarlamentari și unii din liderii de la Bruxelles, să fim foarte clari, înțeleg că justiția e o chestiune crucială, dar nu e singura problemă a României. Și doi, înțeleg că o țară, cum e și România, după tot ce s-a întâmplat. De ce nu? Chiar după aceste regimuri din închisori, chiar după protocoalele secrete după multe lucruri, are voie, o țară are voie să-și să gestioneze justiția pentru că aici ce se întâmplă? Nici nu e vorba de modificări nu știu cât de radicale. Pe de altă parte, cine crede că justiția română este în regulă, se înșeală amarnic. Dau două argumente doar. Unu, păi noi să nu ne închipuim că imigrația cea mai vastă din lume care acum e în România, ea nu e legată și de starea justiției. Să nu ne da. facem cumva această iluzie. Și doi, să observăm un fapt Nicio țară, nicio țară nu și-a lăsat cetățenii să fie judecați așa, să fie judecați în România. Mai Niciuna. simplist. Da. da, așa e, cum spuneți dumneavoastră, mai simplist, spun eu, până nu se va rezolva într-un fel sau alt fel, dar pentru unii mai degrabă într-un fel subliniat și cu bold, cazul Liviu Dragnea. Cred că nu o să fie Bine, asta este, pace pe pământul Asta este o situație, aș spune foarte direct, sper să nu jinesc pe cineva, dar vreau să spun clar, pe mine de, sigur, de, de primitivism. Nici o țară nu se fac legi în funcție de o persoană. La noi acum se fac mitinguri. Dar, dar ce ar se, fi se dacă fac, după se fiecare fac, persoană... Se fac mitinguri uh, pentru a obține încarcerarea unei persoane. Nici într-o țară nu se face așa ceva. Uh, sigur, eu, nu, eu sunt convins că nu cetățeanul român uh, obișnuit, normal, care sunt, când suntem de fapt fiecare și obișnuit și normal, cred. Uh, e aici. Aici sunt uh, organizări făcute din umbră de tot felul de forțe. Din păcate, România este la ora actuală străbătută de astfel de forțe. Din păcate, unii oameni nu se, nu se, nu se calmează. Sigur, nu e vorba de a apăra o persoană. Personal, n-am. Poate că am dat în viață de două ori mâna cu, cu uh, domnul Dragnea n-am avut nici în bine, nici în rău, deci nu-i nu vorba, nu vorba deci de, 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 am dat de, Am pentru că era, liber la lider bine, la USL, eu, era, eram la USL, nicio problemă, dar n-am avut. USL, nu USR. Uh, a spus. USL, sigur, m -am social m -am, m am speriat, domnule ministru. social-liberală, ca să fim clari. De, dar să faci din situația unei persoane uh, o cauză națională, este o eroare enormă, e primitivism. Uh, doi, uh, ceea ce e în discuție, acum, că, dacă tot m-ați întrebat să fiu foarte clar, dacă e vorba de referendum, e o condamnare eminamente politică, o spun cu toată răspunderea, de ce? În seriile în care se discuta mobilizarea la vot a oamenilor pentru referendum în 2012, eram acolo, era uh, Crin Antonescu, era Ponta, era Helvic, era Iohannis, eram subsemnat, era mulți acolo. Sigur, el a fost ales ca să fie condamnat de către, uh, de către uh, Puterea de atunci, ca să fim clari, și din alte motive. El părăsise partidul lui Băsescu, să fim clari. Acolo nu era o relație, dar pe de altă parte, să, să fim foarte clari. Acum, acum văd, sigur, oamenii... La Băsescu noi, a fost a, foarte la la noi, cu cei la care... La noi, unii au o morală care ține două zile. Sau au, au spun lucruri care țin două zile. Chiar Victor Ponta, care acum abia așteaptă să-l vadă pe, pe Dragnea în altă parte, chiar el a spus-o atunci, domnule, luați-ne pe toți, dacă chiar exact, așa, așa a e fost. vorba. Deci se poate verifica. Deci exact, nu așa a, ce a fost. Ce evoc sunt fapte. Deci, e un, e un exemplu de primitivism. Și, doi, mai trebuie spus, pentru astfel de lucruri nu se ia oamenii la rost. Ah, oamenii pot face și alte, poate, pot fi alte lucruri, dar atunci discutăm alte lucruri. Și parafrazez, de fapt, da, parafrazez. citez în continuarea da, de, de, da, ideilor da. dumneavoastră pentru că se leagă foarte bine ce ați spus și pe hârtie nu de mult și ce ați declarat acum. Zice așa profesorul Andrei Marga, problema mare în România este că nici astăzi, cu prea rare excepții, nu se înțelege interesul public. Acesta este mereu confundat cu interesul unui anumit public, ba chiar cu interesul unor persoane. Constituția se încalcă de însăși cei care jură pe ea, Marea parte a legilor sunt proaste, se minte se nind și oficial și se fură din greu. Orice. Bani, bunuri, starturi, merite șanse. Pot să documentez cu fapte fiecare cuvânt. Nu, nu e se înțelege astfel. interesul public. Da. În România de astăzi. Da, interesul public este. Dar nici statul de drept nu, nu se înțelege. Nu se înțelege, nu se, nu se înțelege din nefericire. da, Acum, e adevărat că să spunem foarte direct. Uh, impresia cetățeanului este că și la judecată nu te judecă un judecător Te judecă unul care are o pregătire juridică, fără dubii Dar te judecă unul care e în legătură cu altul, are interesul X uh, Vrea să obțină nu știu ce, nu te judecă în numele dreptății Cu alte cuvinte, dreptatea nu e înțeleasă ca o valoare Ci ca ceva care ți-o dă, ți dă cineva sau nu ți-o dă Spus mai scurt însă, ca să fiu mai mai în sensul acestui, acestui citat pe, ca, pe care l-ați dat. Uh, sigur, nu se înțelege interesul public. Interesul public era să avem legi, în primul rând, în România, dar legi nu care să se, se refere la un individ. Uh, dacă cineva urăște un individ și vrea să-l vadă încarcerat, legea se dă pentru asta. Uh, pentru că asta se vrea acum. Sentințe judecătorești care, care, se se, se care se dau pentru persoane, să ne înțelegem. Interesul public e, e reprezentat de legi elaborate, cum să zic, cu obiectivitatea juridică, se spune tehnic, de, elaborate în așa fel încât orice ins poate să-și găsească libertatea, dreptatea în, în termenii respectivi. Deci, ca să fim clari, păi, acum să luăm cazul la care tot, tocmai v-ați referit. Sigur. Eu sunt chiar, chiar supărat pe liberal. Eu am fost în conducerea liberală, dar conducerea atunci elaborase un proiect alternativ la ce, ce 5... Scuzați-mă, domnule ministru, îmi place întotdeauna să fim foarte exigenți de și, neapărat, exact. Uh, exact. Vorbiți de Partidul național liberal tradițional de cel din 2012 în extremis deci da după aceea după aceea el s-a da după deci da. nu a ab upgradat deci spus că am fost în conducere am fost în conducere în 2012 de în mod clar deci nu cel upgradat cum spuneți domnuleo după aceea da, da atunci partidul <coughs> avea un program programul a fost cel care a dus la victoria USL-ului împreună cu socialdemocrat. se înțelege Acum tot programul este cum să dărâmăm conducerea la rivali. Domnule, sigur că un partid face și critica conducerii, dar nu asta e ținta -un partid principală. de opoziție prin excelență. Da, Dar da, 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 nu asta e ținta principală. Dacă faci țintă din persoane, atunci nu câștigi puterea, în mod normal. Cu, ști, sigur, se speră că se câștigă cu serviciile secrete, pentru că aici e o problemă. România, în România, cum vedem bine, nu se pot face lege prezidențiale, nu se aleg rectori, nu se aleg președinți de orice, nu se, fără... alege, nu se alege șeful federației de fotbal, fără să intervină, Corect. fără securitate. Așa, așa nu merge. Noi trebuie să venim la o societate normală. securitate, fără, noua, fără noua securitate. Noua securitate Sau... Bun, bun. Ne-am gândit la același lucru. Deci, așa nu merge. Și atunci, revenind, deci ca partid de opoziție trebuie să ai o alternativă, un program de guvernare categoric, elaborat, ori nu există la această oră. Ei se chinuie cu... E adevărat că socialdemocrații au venit și pe linia unor măsuri liberale, dar trebuie să... În politică trebuie să inovezi. Politica, în mod normal, trebuie să fie cel mai inovativ. Dar nu domeniu. e o gre greșeală fatală Asta, dacă, aia nu greșeală. dacă mai folosesc și instrumente liberale Asta nu e o greșeală Dar acum în toată Europa Liberalii aplică măsuri sociale Și socialdemocratii aplică Corect. măsuri liberale Asta Corect. e o situație generală nu? Dar ca partid de opoziție Tu nu trebuie să te rezumi la a spune Ce pantalon poartă, ce pantalon poartă uh, uh -huh. rivalii Ci trebuie să dai un program de guvernare Și al doilea, sigur se speră că dacă înlături vârfurile actualei guvernări, nu mai ai contracandidați la președinție. Ori asta nu e, e urât, e cel mai, mai urât exemplu din istoria modernă României. Adică, vedem bine, ambii lideri ai guvernării, ei sunt duși la procese care, mă rog, se pres Iar liderii opoziției, unii, poate nu toți, stau la pândă în sensul că. Așteaptă, așteaptă declarațiile tot mai tot mai dese de la Palatul Cotroceni, unde se lucrează foarte interesant, domnule ministru, Bine, cu acuma, asaltul justiției. Asaltul da. justiției asalt, a, și vă dați seama, la 20 ani. Eu am fost în strigare... patru guverne, dar nici căieri, nici într-unul atunci... Nu se aștepta să se vadă ce direcție de cotroceniu. A, ah, acum se așteaptă. Noi consultam pe președinte Constantinescu, pentru că noi ne corelam, nu? Și când mergeam într-o delegație... Ei, dar președintele Legea... Constantinescu a fost da, cel bo, care bo, a spus bo, bo, că m-au... Uh, cum? Ajutați-mă din regie. M-au învins serviciile. În mulțumesc serviciu, foarte da, mult. Bo. Bun, deci și-a sigur, servicii. dar nu era problema ca să se dea directive de la Cotroceni ce să facă partidul. Să ne înțelegem, partidele în mod normal sunt entități vii. Entități care gândesc cu capul propriu. A, că se corelează cu președintele în acțiuni, mai ales internaționale și interne. De ce nu? Fundamentale, nu e nicio problemă. După aceea am fost chiar în guvern sub, sub Băsescu, da. Evident, nu așteptam de acolo să vină decât uh, lovituri, dar asta e o altă discuție. Dar oricum, nu se face uh, așteptarea care se face acum. De Aș face o dată, domnule ministru, o Nu ediție... se face această așteptare să vedem ce ne spune. Cotroceniul, în mod normal, nu tre ar trebui să se bage. Dacă uh, Cotroceniu ar fi normal la această oră, nu s-ar băga și ar câștiga mai mult dacă nu s-ar băga. În mod sigur că ar câștiga, pentru că s-au și făcut uh diferite socoteli. Înainte de a trece la niște volume foarte interesante pe care le-ați adus e, pentru ediția de astăzi, am să vă rog, domnule profesor, să facem odată o ediție dedicată fostului președinte Traian Băsescu. Cu permisiunea dumneavoastră. Facem oricând. Da, avut... De discutem, fiecare dată îl pomenim ca fost șef de, de da. stat, cum îi plăcea domniei sale. Pomenim Bună momentul rog. Mussolini. Eu am, eu am reacționat la formula lui Mussolini, șef de da. stat. Șef de stat înseamnă altceva, da. juridic înseamnă altceva. Da, odată poate facem... Sigur, oricând. Poate se va bucura și domnia sa că oricând. se ocupă uh, uh, profesorul vreau, Andrei Marga vreau, de... Nu știu, dar vreau să fim foarte clar. Trebuie discutate toate lucrurile acestea pe, pe fapte. Că, absolut, absolut. societatea noastră e și multă vorbărie. Trine Florin Georgescu, da. prim viceguvernatorul Băncii Naționale a României. Uh, Florin Georgescu are funcția pe care o spuneți foarte bine, însă vreau să spun altceva. Nu, nu mă referam la funcția lui și nici el n-a cerut, nu scrie aici că el are nu, funcția asta. Nu, am da. spus eu. A scos o carte uh, Capitalul în România postcomunistă care trebuie spus din capul locului. Cea mai bună carte consacrată tranziției din România, tranziției până la, până la zilele pe care le trăim acum, Uh, doi uh, A scos cea mai bună uh, analiză și cea mai calificată analiză, nu numai economică, ci și larg-socială, putem spune, dar în primul rând economică, asta ținta lui, uh, a situației României. De aceea am și adus această operă monumentală, în trei volume, cum volum. a spus. El are o seamă de calități, care i-au dat și cunoștințele de care dispune, Înainte de a scrie o astfel de carte, el a parcurs analize foarte precise de, cum să zic, de finanțări de întreprinderi, de bilanțuri contabile, dacă vreți. El a intrat prof, adică baza. profund în practica economică care este în România și desigur în legislația economică pentru că așa se fac lucrurile. Sigur, însă mai e un fapt Chiar un economist de, de ambergură al Europei a remarcat mereu, domnule, în Europa centrală-săriteană și chiar și uh, în Europa occidentală, când se referea la Europa centrală-săriteană, după, după 90, s-a discutat mai mult ce e de făcut, dar nu s-a discutat ce rezultate au fost din măsurile luate și ce e de făcut în continuare. E bine, Adică nu s-a tras linia pentru trecutul... Adică s-a tot indicat, domnul face scutare, Doar noi, ori, aici Florin e... Georgescu este extrem de puternic pe această latură. E știe bine care au fost indicațiile ce să facem, dar face o analiză a rezultatelor și mai ales o și, apoi, o, și apoi o analiză a ceea ce este de făcut. Ceea ce... sunt două componente, deci Suplimentare față de întreaga literatură economică a, a, a epocii. Pe de altă parte mai e de spus un lucru. Ca și cei mai mari economiști europeni de astăzi și mă gândesc în primul rând la școala din jurul lui Piketty Thomas Piketty de la Paris și el, și eu cred că e corect și eu am această opțiune, și el consideră că poți înțelege un fenomen economic privindu Istorii, prin evoluție. Practic, el prinde în analiză 30 de ani de Românie. Prinde și ce a fost înainte, dar prinde 30 de ani de evoluție a României. Deci, o amprentă, o amprentă a celor 30 de ani? Deci, el prinde, nu, prinde datele celor 30, 30 de ani. Uh, mai departe. <coughs> Sigur, analiza lui este eminamente economică. Însă, el este un economist, trebuie să-l blăudăm, care înțelege bine efectul social al economiei și înțelege bine dependența juridică și socială și politică a economiei, dar oricum el le prinde în termeni foarte profesionalizați, asta este un merit al lui, pentru că mulți discută aceste lucruri, dar le volatilizează în tot felul de, de termeni care nu sunt proprii. El face aceasta, cum a trebuit spus. Capitalul, noțiunea aceasta, el o asumă foarte frumos și foarte exact. Capitalul, știm bine, în definiția internațională, este un bun care îți permite să obții cu el un venit sau, cum spunea Virgil Maggiarul, pe care îl valorifică foarte bine, Maggiarul a fost un cap foarte limpede, capitalul este ceea ce ai acumulat dintr-o de trecută și poți folosi în de viitoare. Oricum, Florin Georgescu dă și aici fac recomandarea oricui, ziariști, politicieni, sociologi, filozof, oricui care discută de România acestor ani, să se uite în această carte. Da. Mai, mai, mai departe, sigur, mulți vor gândi la tot felul de uh, lucruri care nu sunt. El spune clar o România a evoluat a evoluat datorită tuturor forțelor politice, pentru că acum are și discuția cine cu Asia, cine cu Eurasia, cine cu Europa. Domnule, să fim serioși, direcția României e stabilită de toate forțele semnificative și, în sfârșit, ca să nu, cu siguranță, puneți întrebarea sau mă puteți spune ce recomandă el. Sunt multe recomandări. Suntem chiar la final. Sunt multe recomandări foarte bune, aș cita doar, doar trei, sper, foarte practice, nu? El spune secretul în continuare este politica fiscală. Politica fiscală e terenul pe care se joacă uh, dezvoltarea. Știm opțiunile lui, de multe ori s-au discutat în public, dar aici e bine, foarte bine elaborată, foarte bună argumentarea. Uh, doi, cadastru. Noi nu știm în țară care e situația imobiliară. România nu are încă o imagine clară. Uh, și trei, uh, ar trebui să vedem ca în alte țări, în depozitul electronic, datele financiare ale fiecărui om. Să vedem cum stă cu averea. Pentru că, nota notabene, America, care e liberală, mai liberală da, decât da, cele multe, știe Germania, știe totul. Știe, nu ca să controlezi, dar de, multe ca să aibă... ori, de, dar de multe ori se întâmplă și fracturi, adică în România, să fim foarte clar discrepanțele de venituri. Au dus la discrepanțe sociale foarte mari, iar pentru România problema incluziunii sociale, problema cum se numește coeziunii sociale, este una crucială. Mulțumesc foarte mult, domnule ministru. Căutați cei interesați cartea lui Florin Georgescu, ați auzit de ce merită a fi citită. Toate cele bune, până data viitoare, rămâneți alături de televiziunea română. La revedere!